Polițiștii postului de poliție Unirea l-au prins ieri în flagrant pe un localnic de 33 de ani, în timp ce sustrăgea geamuri de la imobilul fostei școli generale din comună, clădire dezafectată. Prejudiciul cauzat prin sustragerea celor 9 geamuri a fost estimat la aproximativ 500 de lei. Față de hoțul cu pricina, cercetările sunt continuate sub aspectul comiterii infracțiunii de furt.